Echipa feminină de handbal SCM Craiova a efectuat primul transfer din pauza competițională. Este vorba despre Roxana Joldeș, sportivă în vârstă de 24 de ani, născută în Bistrița. Ea evoluează pe postul de inter și vine de la formația HCM Roman. Roxana Joldeș a declarat pentru Gazeta de Sud TV că are gânduri mari cu echipa craioveană și se bucură că va lucra sub comanda fostei sale coechipiere, Carmena Mariei. Sana, bun venit la Craiova! Cum ai ales SCM Craiova pentru acest retur de campionat? Bine v-am găsit, mă bucur că ne-am întâlnit aici, mă bucur foarte tare pentru alegerea făcută și cred că am ales foarte bine pentru cariera mea și pentru viitorul meu în handbal. Sper din tot sufletul să muncim împreună, să fim colege, să ne înțelegem foarte bine, atât în afară cât și în teren și să ajungem cu succes la rezultatele pe care și le dorește acest club. Ai mai lucrat cu antrenoarea Carmena Mariei, cunoști colege? Spre bucuria mea am fost colegă cu antrenoarea de acum, cu Carmen. Am fost la Iași împreună și am reușit să ne cunoaștem destul de bine. O cunosc și mă bucur că am ales să vin aici și să fie ea antrenoarea mea. Crezi că odată prin aducerea ta Craiova va mai avea emoții în accederea în play-off în primele șase? Îmi doresc din tot sufletul să pun umărul în tot ceea ce constă succesul acestei echipe și realizarea și îndeplinirea obiectivelor acestui club. Antrenoara Carmena Mariei s-a declarat încântată de transferul efectuat de SCM Craiova. A venit Moș Crăciun mai devreme cu un prim cadou pentru SCM Craiova? Dacă n-a ajuns Moș Crăciun, a ajuns Moș Nicolae. Din câte știm, în seara asta Moș Nicolae vine pe la fiecare în parte să împartă niște daruri și se pare că pentru noi a avut un dar destul de plăcut, neașteptat de bine, într-un moment în care, într-adevăr, noi aveam nevoie de acest cadou și acest cadou se numește Roxana Joldeș, care vine de la HCM Roman și mă bucur eu personal, în primul și în primul rând, că a ales să vină la noi în echipă. Și datorită faptului că este o jucătoare foarte tânără, foarte talentată, să nu uităm că a cochetat chiar și cu echipa națională, la lotul național de tineret, este o jucătoare cu un potențial extraordinar de mare și cred că ne poate ajuta foarte mult începând din ianuarie pentru etapele care au mai rămas din tur și pentru tot returul. Ați avut mai multe soluții pentru aducerea unei jucătoare pentru acest post și v-ați oprit la Roxana? Noi suntem în permanență în contact cu anumite jucătoare. Se observă faptul că lotul mai are nevoie de mici îmbunătățiri. Ne dorim să facem performanță și pe această cale mulțumesc încă o dată tuturor celor care se implică în acest proiect pentru realizarea lui și da, încercăm puțin câte puțin, încetul cu încetul, să creăm o echipă performeră. Roxana a susținut joi primul antrenament sub comanda antrenoarei Carmena Mariei, ședința de pregătire fiind programată la sala polivalentă.